nervul tibial este ramura de bifurcație medială a nervului sciatic, fiind mai voluminos decât nervul peronier comun. Transmite fibre de la nivelul neuromerelor L4 până la S3. Traversează axul fosei poplitee, părăsind această regiune trecând mai întâi de marginea inferioară a mușchiului popliteu, pentru ca mai apoi să treacă pe sub arcada mușchiului solar, ajungând în regiunea posterioră a gambei. Pe măsură ce nervul tibial traversează fosa poplitee, dă următoarele ramuri: nervul cutanat sural medial, care se anastomozează cu nervul cutanat sural lateral din nervul peronier comun, în acest fel formându-se nervul sural. Nervi pentru mușchiul gastrocnemian, nerv pentru mușchiul plantar, nerv pentru mușchiul popliteu și nerv pentru mușchiul solar. De asemenea, dă și câteva ramuri pentru articulația genunchiului. După ce a trecut pe sub arcada mușchiului solear, în regiunea posterioară a gambei, nervul tibial are un traiect către inferior și medial, ajungând la nivelul șanțului retromaleolar medial, fiind poziționat la mijlocul distanței dintre maleola medială și calcaneu trece pe subretinaculul flexorilor și se împarte în cele două ramuri terminale, nervii plantari lateral și medial. În regiunea posterioară a gambei, nervul tibial dă ramuri pentru mușchii tibial posterior, flexor lung al degetelor și flexor lung al halucelui. În timp ce trece pe subretinaculul flexorilor, înainte de a se bifurca în cele două ramuri terminale, din nervul tibial se desprinde ramura calcaneană medială, care inervează fața medială a călcâiului.